meciuriu, așadar, de la derby al play-out-ului în zona retrogradării, meci foarte important. Rapid Brodoc, în echipamentul ăsta roz cu negru și cei de la Csíkszereda, Mircea Ciuc, în echipament roșu cu negru, un pic cam apropiat de echipamentele, dar sperăm să nu ne încurcăm în ele. Iarăși, galeria Brodocului acolo în acțiune. Din ce în ce mai mulți cei de la Brodoc. Acolo sunt vreo 20, au și taramară și tobă. Bravo lor, au venit să simtă bine. Dar nu se neapărat acolo, însă nu se văd din cauza brazii. Vedem acolo și calcul, e penalti. Da, a pus mâna pe minge jucătorul Ciucrui acolo. Penalti, aici, excelent. E cursiunea lui Angel, cred. Să vedem cine execută. Codreanu ia mingea. Dar cred că Mocanu bate. Să vedem, da, Moche se duce. Jucător de la Ciuc a agățat mingea cu mâna acolo în cădere și a dat penalti. Decizie corectă, a căzut ușor, a încercat să ceară fault în atac, însă centralul partidei a fost venit înduplecat acolo. Și apoi, văzând că a pierdut mingea, a vrut să o ia cu mâna, nu știu ce a fost în capul lui. Și astea penalti. Așteptăm pe Mocanu, și așează mingea de vreo două ori, bate în vântul, ce-i drept, e o mută. Acolo, concentrare maximă pentru Moche. Pe Mocanu, șut, bun, 1-0 pentru Rapid Brodoc. Marchează Ionuț Mocanu. Cum și să mai știm, își vor face echipa la Liga a 5-a, am înțeles, în campionatul următor. Vedem aici Ambrosio, excelent Ambrosio! Centrare pe bara a doua, la Angel, se vede pe Angel. Și întoarce adversarul acolo cu Druț. A încercat să controleze balonul, însă l-a scăpat. Cam lungă mingea, însă Romaș, că reușește să o prindă. Dar se vede pe Romaș aici. O centrare foarte bună a lui Romaș, însă nu reușește Ponea. Și de la Mocanu. Șut bun Mocanu, însă, pe direcția portanului. Echipe care vor juca mâine în semifinalele Cupei României, în faza județeană. Va zis, vedem aici un șut, însă, direct pe scurt. Probabil va juca mâine în cupă, să vedem. A fost accidentat aproape o lună. Centrare bună din nou, Sorea se... Oh, ce gol era, să vedem aici! Face bine adversarul acolo. Urmează un șut bun, însă, peste poarta lui Dragomir. Da, și interesantă lupta acolo pentru barajul de promovare. Spunea Ceaclău, în cazul lui Victoria la Rădăuți, devine favorită la locul 2. Da, să vedem aici o recuperare importantă. Ia bine mingea pe viteză. Foarte bună cursa. Excelent, aici 3 contra 2. Să vedem dacă reușește pasa. Își face aici o... La Ronaldo, minge scoasă, urmează un șubuș și 2-0! Ce gol frumos aici, excelent! O cursă senzațională a lui Romaș. Și apoi un șut imparabil lângă bare. 2-0, ce gol frumos! Hârstie pentru echipa noastră, Brodruț Angel! Angel face 2-0! O centrare bună pe bara a doua, singur acolo, șut pe scurt, însă pe lângă poartă. Ce gaură în defensivă, doar să nu fiu plecat din țară, pentru că în acea perioadă joacă și România. Vedem aici Ponea, excelent Ponea!
Centrale bună în fața porții, însă intervenție excelent. Bocanu se duce acolo, de care își blochează. Un nou șut, însă Dragomir la post. Ceva mai întuneric, deja distinct din ce în ce mai greu culorile, sincer. Zim aici Codreanu, șut bun, dar puțin alături. No, e antiaeriana clasică de la Brodoc. Cine urmărește meciurile Brodocului știi la ce mă refer, ce intervenție are aici Terry. Foarte bună intervenție. M-a săturat de CFR. Măcar de ar fi început să adune spectatori cei de la CFR. După 5 titluri la rând de campioană, mă așteptam să merg la CFR acasă și să nu găsești locuri. Pe acolo vedem șansă mare de tot aici și 2-1. Ce gaură în apărarea Brodocului. Au adormit iar cei de la Brodoc. Un șut frumos aproape de vincul și 2-1. Ciucul iese din nou la atac. Da, le-a dat tare pe acel gol. Un șut bun de la distanță și aproape din euro gol. Offside. Aproape din Eurogol aici, Ciucul, un șut de la 35 de metri. Sunt în jurul meu câțiva curioși să văd dacă mingea sunt în poartă. Șansă bună! Șut și 3-1! A venit izbăvirea aici! Gol, gol, gol! Ronaldo! Scrie! O totale pentru echipa noastră! 3-1! N-a marcat Hototoi, ci Hoțoi Andy, irlandeanul vazluiului Brodocului, șutează aici pe scurt. Vrea să o șupu pe scurt acolo, să scoate de la duelul cu Braniștea, dar totuși e important punctul și aici o centrare bună, reluare pe scurt. Este Dragomir la post. Și se termină victorie pentru Rapid Brodoc. 3-1. 3-1 pentru echipa noastră. Aplauze!